În această perioadă datoria s-a achitat, a fost o plată eșalonată. În ultima perioadă am dat ceva mai mulți bani pentru că am reușit să încasăm mai mult, astfel încât nu sunt niciun fel de probleme. Primăria Târgu Jiu a avut conturile blocate timp de câteva săptămâni, deoarece are de achitată proprietarilor terenului de sub sediul central al BCR 13 miliarde de lei vechi, conform unei hotărâri judecătorești. Primăria nu a achitat însă decât o parte din sumă, motiv pentru care a avut loc o executare silită. Abia astăzi problemele au fost rezolvate, iar conturile deblocate.